Astăzi, dragilor, ne facem tatuaj. Pentru prima dată nu avem niciun tatuaj, nici eu, nici soția mea pe corp. Și astăzi o să facem un tatuaj pe care sperăm să nu-l regretăm. Măi, și mie îmi plac tatuajele, să le văd la alții. Nu neapărat să le văd la mine. Nu știu încă, nu sunt 100% convinsă de ideea asta. O să vedem cum decurg lucrurile. Bine, suntem la Soundwave Tattoo, la Ionuț Badiceanu, cel care o să ne tatueze astăzi. Așa că o să urcăm sus și vedem care e tot procesul, ce trebuie să facem pentru a ne face un tatuaj și cum ajungem să-l avem pe corp. Haideți! Nu știu, gură, nu sunt așa de decisă. Bă, o să-ți placă, crede. Că e foarte mișto tatuajul pe care vrei să-l faci. Păi da, crezi că e ok dacă nu sunt așa decisă? Păi niciodată nu ești pregătită să iei o decizie. De niciun fel, dar aminte tatuaj. Sigur o să regret tatuajul ăsta. Soundwave Tattoo Studio. Aici aveți și numărul de telefon în cazul în care vreți să vă programați și voi pentru un tatuaj. Salut! Salut, salut! Am ajuns, hai să vedem care e procesul de a avea un tatuaj. Să începem! Deci când am ajuns în salon, mi s-a părut foarte mișto că e totul aerisit, îți dă un vibe foarte bun, mai ales pentru tatuare. I-am și zis lui Ionuț, bă, îmi place foarte mult cum arată aici. Ce vreau să-ți faci? Deci, în primul rând, eu aș vrea să-mi fac pe mână. Ai mai mare decât ai văzut. Mie îmi plac fonturile mult mai bold, așa, mai drepte. Personal aș alege ceva, gen un fel de typewriting machine, așa. Ne uităm la mai multe fonturi, mai multe variante și vedem ce alegem de acolo. Perfect, perfect. Super. Tu ce vrei să-ți spui? Dragilor, prima dată înainte de toate, trebuie să punem sănătatea pe primul loc. Iar pentru asta avem nevoie să facem mișcare și să avem o alimentație potrivită. E bine să știți că pe site-ul GymBeam găsiți alimente sănătoase, suplimente alimentare și să nu uităm de aceste haine superbe care vă vor ajuta cu siguranță să faceți activitățile voastre sportive preferate cu mult mai mult drive. Aveți de asemenea și codul meu de reducere RADU5 pentru reduceri suplimentare la comenzile voastre. Toate detaliile și linkurile de la produsele mele preferate se află în descriere. Și eu mă gândeam să fac un tatuaj aici, tot așa cu un scris, să scriu You Can, să fie ca un fel de mesaj pe care eu să mi-l amintesc tot timpul când sunt într-o situație în care cred că nu pot să fac un anumit lucru. Foarte frumoasă ideea mesajului, dar ca și zonă clar nu-ți recomand. Putem să facem în altă zonă pentru că e o zonă foarte expusă la transpirație, la apă, umezeală, diferite activități pe care le faci cu mâna de zi cu zi. Posibil să se șteargă în foarte scurt timp după ce l-am făcut. Mă, cumva am ajuns dintr-o întâmplare să practic meseria asta. Îmi doream foarte mult un tatuaj și m-am gândit că cel mai ușor mod să se întâmple asta ar fi să învăț să fac singur. Având un background artistic cumva desenând de mic, m-am gândit că o să pot să fac și asta. Așa am ajuns să-mi cumpăr un kit de tatuat și să învăț efectiv să fac tatuaje. Ulterior, tatuându-mă singur și experimentând pe pielea mea. Pentru că avem I am greater than I was. O să dau puțin prin listă și tu îmi spui dacă vezi ceva interesant, ce ți atrage atenția. Deci procesul de, să zicem, creația lui e în Photoshop? Personal lucrez în Photoshop. Eu fiind graphic designer la bază, mi-e mult mai simplu să folosesc. Dacă aș vrea eu să-mi fac mai târziu un tatuaj și am un desen în minte, schițez ceva, spre exemplu, putem să ajungem la o variantă finală? Perfect, da, normal că putem. Și să mă ajuți tu să definitivăm modelul respectiv? Asta caut cel mai mult în tatuaje, să nu fac ceva copiat. Dacă te uiți pe pagina mea de Instagram, sunt doar modele create de mine. Am văzut că tu ești mult pe zona asta abstractă. Da, are ceva elemente abstracte. Principal e un stil care include microrealism, geometrie și ceva design conceptual, așa. Da. O să vă las și vouă linkul în descriere de la Instagramul lui să urmăriți acolo să vedeți ce tatuaje am mai făcut și de ce nu să-i scrieți un mesaj. L-am descoperit pe Ionuț pe Instagram la unul din prietenii pe care îi urmăresc. Mi-a plăcut foarte tare ce am văzut la el pe Instagram ca și mod de exprimare artistică și am zis, băi, ce tare mi se pare. Ce ți-aș recomanda un font de genul typewriting? Chiar îmi place ideea de... Mașină de scris, da. Exact. Haideți să vedem și designul tău. Da. Mamă, asta chiar arată bine, pare. Deci chiar arată bine. Îți place chiar și așa. Îți place chiar așa, dar nimeni din prima, nu? Bune, deci da, chiar, deci e chiar foarte bine. Chiar super bine. Ceva, părem scris de mână. Ceva mai feminin, da. Ok, hai să vedem. Da, mai ai dreptate. Ai dreptate, mult mai mișto. Sirel, așa. Da, aia. Tu unde vrei să-l faci? Nu m-am gândit încă, dar probabil okay. Că îl voi face și eu tot aici. Zona asta o să fie ocupată de un tatuaj micuț înscris. Dacă ai în plan pe viitor să-ți faci alte tatuaje, clar nu o să mai poți să-ți faci nimic în zona asta. O să trebuiască să fie integrat într-un alt tatuaj sau... Ori integrezi în alt tatuaj, ori
poți să-ți faci un stil care se apropie cumva de stilul de patchwork. Mai multe tatuaje micuțe care vin pe toată mâna. Dacă aș merge pe mâna asta, cred că aș merge, n-aș merge pe ceva plin neapărat, aș merge tot așa pe bucățele eventual. Eu mă gândesc să-l facem undeva la 5-6 cm, ceva de genul, ce zici. Da. Oricum putem să scoatem mai multe variante și vedem exact cum ar veni pe piele. Minimalist așa, micuț. Exact. Mm-hmm. La fine probabil o să fie puțin mai micuț. Hai pe mâna asta. Hai de pe mâna asta. Cam astea ar fi dimensiunile. Vreau merge pe asta, ceva de genul. Da, cred că asta e. Foarte bine arată. Da, arată foarte drăguț mișto. Și în spate. O să vezi, când o să-l pun pe piele, o să fii convins. Foarte mișto, da. Zici că am plecat la donat sânge. La analize, nu? La analize. Ai frică de acei? Am un pic frică de acele, dar nu știu dacă acele astea seamănă cu acele... E total diferit și am frică de acele. La analiză mi se face rău, la tatuate total altceva. Ce, dar o să curgă sânge? E normal să curgă sânge, pentru că penetrează pielea, e un act care intră în piele. E un sentiment de bine, mă face să mă simt bine, adică e o chestie pe care știu că mi-o doresc, pentru că îmi plac foarte mult tatuajele și sigur o să-mi placă cum arată pe mână. Foarte important, înainte să vii la un tatuaj, este să te hidratezi, să mănânci înainte de programare, să dormi bine cu o seară înainte, să nu consumi alcool sau alte substanțe înainte de programare. Asta poate să influențeze rezistența ta în timpul tatuării, poate să influențeze procesul de tatuare. Da, e superb. Și îmi place maxim și scrisul și cum se vede. It's a yes. Acum lăsați și voi în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre tatuajul ăsta. Mi se pare că e potrivit sau nu? Sper să nu regret. Mereu m-am gândit dacă o să regret sau nu un tatuaj. Ăsta a fost motivul care m-a dat înapoi de fiecare dată când m-am gândit, gata, mă duc să-mi fac un tatuaj. De data asta, chiar dacă o să regret la un moment dat, pot să trăiesc cu el pe mine. Acul pe care o să-l folosim acum. Avem aici data expirării, e sigilat și o să-l desfacem acum. Mamă, chiar că e ca la analize. Vezi? E sigilat. Bă, am emoții. Ai emoții? Doare tare? O să vedem. Oh my God. Mamă, așa tare mi-a bătut inima când a început acul să se audă. Am zis, gata, s-a terminat. Cred că și ceasul a zis, bă, gata, ai depășit 150 de bătăi pe minut. E o zonă foarte bună pe care ai adus-o. Nu doare atât de rău. Ok. Acum o să începem cu o liniuță mică, îmi spui cum se simte și... Bun. Continuăm după. Hai să vedem. Bă, nu e deloc. Nu e. E foarte ok, nu e, chiar nu e dureros deloc. E așa ca o ciupitură de țânțar, m-am speriat degeaba. E mai bine să te gândești că exact. Faci o să mă doare și de inimă. Ca și durerea ce și-a făcut Raza acum, e una din cele mai bune zone. Durerea e cumva mild, să zicem că undeva la 3. Am tatuat foarte multe persoane care, să zic, eram mult mai făcute la sală. Culmea, persoanele alea au fost care s-au plâns cumva de durere. Perioada de întreținere, ce ar trebui să fac ulterior? E destul de simplă, mai ales pentru tatuajul ăsta care destul de micut. Personal ofer clienților sfaturile necesare pentru îngrijirea tatuajelor, care conțin pași destul de simpli. Se păstrează folia 2 zile, eu recomand să se țină folia pe tatuaj. După cele 2 zile se dă jos folia în duș, se spală tatuajul cu apă călduță, să pună antibacterial lichid, se usucă cu un șervețel să nu fie pumezară înainte de aplicarea cremei, se folosește o cremă specială pentru vindecarea tatuajelor. Procesul ăsta trebuie făcut de câteva ori pe zi. Eu recomand de 2 ori cel puțin. Dimineața și seara. În intervalul ăsta se poate refolosi crema, dar la fel să nu fie exagerat. Pe lângă asta sunt câteva lucruri interzise în procesul de vindecare. Nu e voie să mergi la piscină, la solar, saună, pe expunere la soare, plajă, orice ține de chestia asta. Clar, la razele UV sau apa o să afecteze procesul de vindecare. E destul de simplu să ai grijă de un tatuaj. 2 săptămâni durează perioada de vindecare. Da. În principal să nu stai la plajă, cam asta e ideea. Dar după cele 2 săptămâni, pielea este destul de vindecată și o să poți să faci baie. Ideea este că mergem în concediu la finalul lunii august. La mare. E ok. Ok, dar să folosești SPF. Da. Neapărat să folosești SPF. Asta e tot. Foarte mișto.
Foarte, nice. Foarte mișto. Și dimensiunea și tot. Îl iubesc! Când am văzut tatuajul terminat, m-am îndrăgostit de el instant. Totdeauna mi-am dorit să-mi fac un tatuaj. Niciodată n-am avut curajul, dar m-am gândit că, bă, niciodată n-ai cum să fii pregătit pentru absolut nimic, inclusiv pentru treaba asta cu tatuajele. Mamă, cred că deja a intrat microbul ăsta în mine cu tatuajele. Mă, și gândesc săptămâna viitoare ce-mi fac. Bă, da, așa bine arată în varianta asta finală, să zic. Folia asta e specială pentru vindecare. În principiu poți să ții mai multe zile. Eu îți recomand undeva la 2 zile să ții maxim pe tatuaj. Dacă simți disconfort în zonă, o să dai jos mai devreme. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Oricum o să am foarte mare grijă de el. Sunt convins. Vreau sunt să... convins. Mai ales la, e primul tatuaj. De cum îl îngrijesc? Mă uit la el noapte, dimineața, seara, când mă culc. Tatuajul lui Radu arată top și ia să-l întrebați voi pe el cine i-a dat ideea acestui tatuaj și dacă i-a plăcut din prima sau nu. Asta e tot? Asta e tot. Gata. Urmează domnișoara. Momentan, o să am nevoie să stai în picioare, o să lipim șablonul pe piele și după, dacă ești hotărâtă, putem să continuăm să lucrăm. Da. Mie de durere oricum nu mi-e frică. Adică dacă pe mine mă trage ceva înapoi, aia sigur nu este durerea. Radu mi-a confirmat că nici măcar nu este atât de rău cum se aștepta el. Faptul că l-am văzut pe Radu că a fost foarte relaxat cu chestia asta, mai ales că are o anxietate față de ace, m-a liniștit și mai mult. Mi se pare că se vede foarte elegant. Să fii asumată, nu vreau să-ți faci. Păi știu că trebuie să fiu asumată, vezi, dar nu prea îți, asta e problema. Când o să port o rochie așa mai elegantă, să se mai vadă frumos. Cu atât mai mișto, atunci și mai, exact. Și mai sex. Nu-ți decise, măi. Hai, să-l faci sau? Hai să-l facem. Măi, să știi că 100% sigură nu am fost și cred că ideea este că am venit cu oarecare stare așa, eram sceptică. Simt dacă stai ok așa. Da. Okay. O să-ți arăt acul pe care o să-l folosim. Da. Pe aici, data când expiră, este sigilat, o să-l desigilăm acum, da? Da. Ai emoții? Am mari emoții. Nu să fie atât de rău, crede-mă. Să începem cu liniuță subțire, îmi spui cum se simte. Ești gata? Vai, cred că nu-s gata. Guri, nu cred că vreau să-l fac. Păi? M-am răzgândit. Hai mă, acum te-ai răzgândit. M-am răzgândit, nu mai vreau, că nu-s decisă dacă vreau în zona asta sau nu. Deci zi acum, hai gata, că deja... Nu, se poate să mă răzgândesc acum? Evident, nu e nicio problemă, e alegerea ta dacă... Nu-s pregătită total. Gata, m-am răzgândit, nu pot să-l fac. Acum, n-aveam așteptări, bă, o să-și facă sau nu să-și facă gură tatuajul. S-a întâmplat să nu-l mai facă. Asta e mai bun. Dar ți-l păstrezi așa? Da, vreau să-l păstrez așa. Cât o să stea? Până pe seară. O să păstrez modelul ăsta, cu siguranță că vreau să fac acest tatuaj, pentru că are o însemnătate aparte pentru mine. E mesajul în sine, you can, și asta era și ideea de bază de a-l face aici, în zona asta, de a-mi aminti mie de fiecare dată când am așa dubii că nu pot să fac o chestie sau am o perioadă mai proastă, totdeauna să mă uit la mesajul ăsta și să-mi amintesc că eu pot să fac orice, indiferent de situațiile care or să vină peste mine. Bun, eu nu-ți mulțumim mult de tot pentru experiență. Cel puțin pentru mine a fost extraordinar. Mă bucur că ești mulțumit și că ți-a plăcut toată experiența. Îți mulțumim și că ne-ai suportat, da. Și că aproape s-a întâmplat, dar nu s-a mai întâmplat tatuajul ei, dar în nu, orice nu caz... Nu e absolut nicio problemă, e normal. Dacă nu ești hotărât, nu ești obligat să faci un tatuaj. Dacă ai ceva să le zici, spre exemplu, celor care încă nu sunt deciși să-și facă un tatuaj, ce le-ai zice? O persoană care nu e hotărâtă, nu putem să o obligăm. Da, gândiți-vă bine înainte să-l faceți. Cred că asta e cel mai bun sfat. Așa că lăsați-vă în secțiunea de comentarii voi ce tatuaj v-ați face și dacă v-ați face, în ce zonă v-ați face. Poate îmi dați vreo idee să-mi fac următorul tatuaj, pentru că eu deja am luat microbul cu tatuajele, îmi place foarte mult. Nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vă aduci prietenii voștri și ne vedem data viitoare. Pentru oricine și-ar dori să ajungă să facă meseria asta, foarte important e să ai răbdare. Procesul e foarte îndelungat. Cel mai bine e să te duci la un salon, să înveți de la cei care practică meseria asta, dar ai o grămadă de resurse și online pe care poți să le folosești. Cel mai important e să știi să tragi linii, să faci packing și să umbrești. Tot procesul a fost unul extrem de plăcut și nici de cum așa cum așteptam eu, pentru că aveam impresia că o să doar fie destul de aiurea. Cel puțin tot procesul ăsta, dar a fost chiar foarte mișto și îți dă o senzație așa de a mai făcut ceva pentru mine. Când văd tatuajul ăsta aici, bine, când îl văd, vorba vine, că de fapt nu prea îl văd, mă ajută cumva, pentru că știu că e acolo, îl privesc și probabil în subconștientul meu o să se implementeze cumva ideea asta și de ce nu, poate chiar asta o să rămână zona definitivă unde va fi tatuajul final.